Îți mulțumim, Iisuse scump, că ai venit în lumea noastră păcătoasă și murdară și ca noastră suflete ne-ai curățit, ne-ai dat putere să ieșim afară, să nu mai stăm în groapa putrezirii și din fundul mocirlei să fim scoși. Ne-ai pus în inimă focul iubirii și suntem de-acum ai tăi aleși. Ne-ai dat un nume sfânt și o pecete, copii de Dumnezeu să ne numim. Ne-ai pus în inimă dorința sfântă, ca totdeauna ție să-ți slujim. Îți mulțumim, Iisus, că aici pe pământ ai fost bătut, scuipat și răstignit, nu pentru că ai meritat toate acestea, ci pentru noi. Tu totul ai suferit. Ne-ai dus la pășuni verzi și ape de odihnă. Ne-ai dat apă din stâncă și hrană bogată. Ești păstorul nostru plin de îndurare. Ne-ai dat o casă în ceruri și un tată. De aceea, azi, Iisuse, sărbătoarea să închinăm. La noi îți mulțumim că ai coborât. Cântăm cu oștile cerești și ne bucurăm. Slavă lui Dumnezeu și pace. Pace pe pământ. Mulțumirea adusă lui Dumnezeu deschide calea unor binecuvântări și mai mari. Voioșia și mulțumirea sufletească sunt tratamente de înfrumusețare foarte bune și responsabile faimoase de păstrarea aspectului tineresc. A învăța să fii mulțumit înseamnă a depinde cu totul de Iisus, pentru că situațiile dificile, fără puterea lui Iisus, îți pot fura mulțumirea. Omul care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru relele ce trec peste el, nu simte acele rele. Sănătatea este cel mai mare dar, mulțumirea cea mai mare avere, iar credința este cea mai bună relație. Mulțumirea cea mai mare avere. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.